Salutare, băieți, din nou. Și în primul rând vreau să vă felicit cu sărbătorile de iarnă, că a început un an nou, suntem în 2023. Vă doresc mult sănătate, fericire, pace pe pământ și la pescare, desigur, că fir întins. Și astăzi am hotărât să facem o partidă, o ieșire, o primă partidă de început de an, să o facem la răpitor. Și deci, acum și vom vedea ce o să fie. Mergem! Deci e bine afară, nu-i vânt, e frumos, un pic e rece, chiar e recișor așa, e atmosfera de Crăciun, băieți. Și noi, ca să nu stăm acasă, am ieșit puțin la plimbare, să luăm puțin oxigen de la bătrânul Nistru, chiar dacă nu vrea să fie peșteșorul. Și băieți, mai încercăm o leacă aici. E bine, parcă nu bate nici vântul, e perfect, dar nu vreau să apuci, băieți. Am avut o trăsătură, dar n-a vrut să vii. Nu vreau și gata, băieți. Thank you.
ne-am oprit puțin la alt locșor. Să încercăm să vedem. Așa. Aici avem 10 metri. Băieți, nu vreau băieți, e rece. Am încercat la diferite culori. Parcă îi dăm bine, și mai la adânc, și mai așa, și mai la mal. Nu vreau să încerci. Am încercat toate culorile. Dar o să mai încercăm, eu știu. O să ne mai jucăm cu dânsul. Foarte bine, băieți, așa un aer curat. Am încercat și la albastru, și la galben, și la violet, la toate felurile de culori. Dar nu-i problemă, băieți, am venit la odihnă. Până să fie sezon la carp, ne mai jucăm așa cu... Băieți, e bine și iarna, dar tot e mai bine vara, când mai faci o plășințică, mai stai la vorbă, mai... Dar oricum, plăcerea e diferită, este plăcere și de iarnă, este plăcere și de vară. Noi am ieșit puțin să ne plimbăm. Eu am văzut peștele în apă, dragi Mihaiu. Serios? Serios l-am văzut, frumos, un duban. Ți închipui? L-am văzut gata, trebuie să atași. Uh-huh. L-am văzut cum vine după dânsa. Băieți, acum când venea siliconul deasupra apii, eu am văzut un ocun, chiar a venit gata să atace. Dacă puțin lăsam, poate că ataca. Hai tu la mama lui eu. Mai după masă, nu hai să fie mai activ, dar frumos în prieteni, atât de azi, am mers pasiv, n-am vrut să cerci, ori deja vremea a trecut și
e târziu deja, dar cum nu ne pierdem speranța, o să mai încercăm dacă o să fie vreme bună. Ne vedem data viitoare.